Referindu-se la un strugure, Scriptura spune nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el. Este așa de ușor, astăzi special în America, aici să aruncăm la gunoi. Saci întregi, aruncăm la gunoi. Dar pierdem din vedere că în lucru pe care îl aruncăm este ceva bun pentru cineva undeva. Aș vrea să aplicăm lucrul acesta la propria noastră viață. Soția lui Roboam întreabă pe prorocul Abia dacă copilul ei bolnav va trăi, va supraviețui sau nu. Prorocul Abia îi spune că acest copil va muri. Atunci când te vei întoarce în cetate, copilul va muri și dă și motivul. Pentru că este singurul din casa lui Roboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Nu spune că acest copil era bun, bun este unul singur, dar spune că în el era ceva bun. Ai privit cu atenție la viața aproapelui tău, căruia poate i-ai spus în grabă și rău, nu ești bun de nimic. Poate că acolo Dumnezeu vede ceva bun. Nu este bun, dar este ceva bun. Ai privit cu atenție propria ta viață atunci când gânduri negre ți-au dat răcoale și ai spus despre tine nu sunt bun de nimic. Ai privit cu atenție tocmai acolo unde tu nu vezi nimic, Dumnezeu vede ceva bun. Și pentru că este acest ceva bun în ființa ta și în ființa persoanei de lângă tine, pentru că există acest ceva bun, Dumnezeu îl păstrează. Așadar, dă slavă lui Dumnezeu pentru acest ceva bun din viața ta sau din viața celui de lângă tine. Și dacă Dumnezeu prețuiește lucrul acesta îndeajuns ca să păstreze viața aceasta pentru Dumnezeu, fiindcă este ceva bun acolo, și tu să faci lucrul acesta atât față de tine cât și față de aproapele tău.